Sono sì, buoni, gustosi. Lascia la rata. Ci sono buoni e gustosi. Qui in canasta ci ha detto adesile, le buona. Cioè se sei qui in canasta fără drojdie. Facem lipi. Și o să avem nevoie, o să cântărim de 250 de grame de făină. O să avem nevoie de un praf de sare. De sare. Amestecăm puțin. O să punem și 40 de grame de untură. Eu o cumpăr. 40 de grame. O să măsurăm. Hai să vedem. 40. 24. Mai punem puțin. Să punem 40 și avem 40 de untură. Acum dăm deoparte cântarul. Și începem cu mâinile să frământăm ca să iasă ca un nisip untura cu făina. Uitați, a ieșit ca nisipul. Acum o să adăugăm cam circa 200 de apă. Tot așa am să măsor. 200. 130. Avem 200. Și o să amestecăm. O să amestecăm. Mai adăugăm puțină făină. O mănânță. O să răsturn aici pe plat. Frământăm puțin. Adaug puțină, am pus cam multă apă, cam 180 de apă la 250 de grame de făină. Acum depinde și de făină, cât este de uscată. Aromatul este aproape gata. Trebuie să fie nici moale, moale, potrivit. Aromatul este gata. Eu am să-l întind puțin. Și am să-l împăturesc. Așa, să mai întind încă o dată. Și tot în fel, nu mai împăturesc încă o dată. Până seara facem lipi. Și acum eu îl las la odihnit cam o oră. Am să vă arăt. Îl lăsăm la odihnit 5 minute. Și între timp o să vă arăt înghețata de lămâie care am făcut-o mai devreme. Și după aceea o să vă arăt cum este și pe foc. Îl punem într-o folie alimentară. Să luăm de aici și după o folie alimentară. Să se odihnească puțin. Și
și apoi o să facem lipiile bune și gustoase. Îl lăsăm așa 5 minute. Îl dăm deoparte. O să punem totul aici. Făina o lăsăm când mai trebuie. Cântarul îl dăm deoparte. Lăsăm 5 minute să se odihnească. Aici am aluatul, care l-am făcut mai devreme, din 250 de grame de făină. Am amestecat cu un praf de sare și cu 40 de grame de untură și cam 180 de grame. Iar să folosesc această formă și am să fac lipia pe ea. Și pe canalul meu de YouTube găsiți rețeta. Am să pun puțină făină pe masa de lucru. Și am să iau o bucățică din aluat. Ne ajutăm și cu făinuță ca să nu se lipească. Sunt fierbinți. Vreau să vă rog una și vedeți cum arată ea. Sunt subțiri, bune, gustoase. Ai, frige. Așa arată și sunt bune, gustoase. Pâinica noastră, cea de toate zilele, bună. Asta este pâinica fără drojdie. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și ne vedem în altă zi cu o altă rețetă. Vă pup dulce pe toți. La revedere!